Bună dimineața, bine ne revenim la o nouă conferință de presă. Mi-am propus să vă aduc la cunoștință câteva din activitățile săptămânii trecute și ceea ce ne-am propus pentru această săptămână. De astăzi, prin direcția municipal locată, demarăm lucrările la strada Mihai Viteazu, lucrările de realizarea sistemului de preluare a apelor pluviale și de canalizare pe segmentul de drum cuprins între strada Chimiei și strada Ștefan cel Mare, astfel încât ulterior, din momentul în care se vor repartiza fondurile de la Consiliul Județean, avem promisiunea că vom primi sumele necesare realizării bordurilor și înlocuirii bordurilor și realizării trotuarilor pe strada Mihai Viteazu. Și ulterior, după ce vor fi finalizate și aceste lucrări, Consiliul Județean să toarne covorul asfaltic pe această stradă. De asemenea, dacă tot vorbim de un proiect al Consiliului Județean, vreau să vă informez și în legătură cu Casa Celibidache că am obținut informații noi legate de această clădire, care știți foarte bine că se află în patrimoniul Consiliului Județean. Imobilul, proiectul pentru reabilitarea imobilului, se află pe lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții, pe locul 1, și urmează demararea procedurilor pentru achiziția publică a proiectării și executării lucrărilor, un proiect care se întinde pe durata a 3 ani. De asemenea, în săptămâna aceasta ne propunem ca prin formațiile de lucru din cadrul Direcției pentru Servicii Edilitare să continuăm lucrările de realizare de parcări și de reparații cu plombe pe mai multe străzi din municipiul Roman, dar în același timp să intervenim și pentru eliminarea infiltrațiilor de la blocurile ANL din strada Vasile Lupu. Am realizat turnarea centurii în jurul la două blocuri, continuăm în această săptămână. Practic, trotuarele de jur împrejurul blocurilor vor fi reabilitate și vom elimina infiltrațiile de apă de la subsolul acestor blocuri. De asemenea, tot pentru eliminarea unei infiltrații în pietonalul Ștefan cel Mare se va interveni pentru turnarea unui covor asfaltic în parcarea de la blocul 15, parcarea de la ANL, și de asemenea vom turna asfalt pe aleea dintre blocul 1, blocul 2 de pe fundătura crizantemelor, astfel încât în totalitate acea parcare să fie finalizată. Și dorim să mai finalizăm o parcare. Este vorba de parcarea de pe strada Cea Roseti, cea care nu a putut fi finalizată când s-a realizat turnarea covorului asfaltic pe strada Cea Roseti, și vom interveni în această săptămână cu colegii de la Direcția pentru Servicii Edilitare. De asemenea, în ceea ce privește proiectele Cea Roseti, nu, pe Cea Roseti, chiar în fața blocului 1 de pe Cea Roseti, de la Fântâniță, în piațeta Dragoș Vodă. În ceea ce privește lucrările majore din municipiul Roman și cele finanțate din fonduri europene, continuă lucrările la blocul 33 de pe strada Anton Pan. De asemenea, continuă și lucrările la ansamblul de străzi de pe strada Mărului și sperăm ca în această săptămână să turnăm și covorul asfaltic. Continuă într-un ritm bun și lucrările din pietonalul Ștefan cel Mare, unde ne apropiem de cea de-a doua pasarelă și gangul de la piață. Din discuțiile pe care le-am purtat cu constructorul, se vor întoarce pe partea cealaltă, pe partea cu cecul, pentru a închide toată acea zonă, și după finalizarea primei jumătăți din pietonal urmează să continuăm lucrările. Repet, din punctul meu de vedere, consider că se desfășoară într-un ritm bun și sunt lucrări de calitate. Avem diriginții de șantier care urmăresc zi de zi
aceste lucrări, astfel încât până la sfârșitul acestui an pietonalul să fie finalizat și de reabilitat în totalitate. De asemenea, se lucrează la parcarea de pe strada Mihai Eminescu, blocul 2. S-a finalizat turnarea stratului de binder și așteptăm și stratul de uzură. Săptămâna trecută s-a finalizat și parcarea de la blocul Maivânchir. Continuă și lucrările pentru pavele la trotuarul de pe strada Ștefan cel Mare, colț cu Bulevardul Republicii, în față la evidența populației. Se lucrează la branșamentele de canalizare de pe strada Nicolae Bălcescu din cartierul Petru Rareș. Am finalizat cu direcția municipal locato canalizarea pe fundătura Ile Caragiale. Fac un apel pe această cale la consumatorii din această zonă să nu se branșeze încă pe această rețea de canalizare, pentru că nu este făcut racordul final. Urmează în perioada imediat următoare să finalizăm și acest racord și ulterior le vom aduce la cunoștință utilizatorilor că se pot racorda la sistemul de canalizare. Și dacă tot vorbim de cartierul Petru Rareș, vreau să vă informez că începând din această săptămână începem să primim documentația pentru obținerea avizelor în vederea eliberării autorizației de construire pentru turnarea covorului asfaltic și amenajarea trotuarelor în cartierul Petru Rareș, pe străzile care nu au asfalt. Sperăm ca aceste avize să nu dureze foarte mult și lucrările să înceapă cât mai repede. De asemenea, se lucrează și la acoperișul din Alea Revoluției, blocul 11, blocul de locuințe sociale care are probleme cu infiltrații și va fi remediată și această problemă. Ați observat probabil că săptămâna trecută am finalizat lucrările de înlocuire a pavelelor în cele trei părculețe din zona centrală a municipiului Roman și sperăm ca în acest fel romașcanii să nu mai simtă acel disconfort din aceste zone. Și de asemenea continuăm cu ridicarea în cotă a căminelor, se lucrează în continuare pe E85, acolo unde ne propunem ca până la jumătatea lunii iulie să finalizăm toate aceste lucrări și ulterior să intrăm pe Bulevardul Nicolae Bălcescu pentru a finaliza ridicarea în cotă și a acestor cămine. Suntem în procedură de licitație publică care se vor închide în această săptămână în mai multe obiective de investiții. Se va finaliza și se vor anunța câștigătorii la licitațiile pentru modernizarea peisagistică a Bulevardului Nicolae Bălcescu, tot acel ansamblu de blocuri cuprins între Bulevardul Nicolae Bălcescu, strada Smirodava, Mihai Eminescu, Ion Creangă, astfel încât cât mai rapid să se realizeze proiectul și să înceapă lucrările și la acest obiectiv. De asemenea, Parcul Zăvoi se va finaliza licitația și în privința realizării acestui obiectiv cu finanțare europeană. Vom finaliza procedurile la licitație la trotuare. Aici partea bună este că avem deja proiectarea făcută, imediat ce vor fi desemnați câștigătorii, putem demara lucrările, peste 40.000 de metri pătrați de trotuare vor fi reabilitate prin acest proiect și de asemenea tot în această săptămână va fi închisă licitația și în ceea ce înseamnă preluarea apelor pluviale și realizarea de covor asfaltic și trotuare în cartierul Nicolae Bălcescu. Aici urmează aceeași procedură ca în cartierul Petru Rareș, în sensul în care într-o primă etapă se va realiza proiectul. Obținem autorizația de construire și sperăm undeva ca la începutul toamnei să demarăm și lucrările. Tot legat de lucrările din zona cartierului Nicolae Bălcescu și nu numai, pot să vă informez că am început procedurile de obținere a vizelor pentru obținerea autorizației de construire la lucrările de extindere a rețelelor de gaze naturale și sperăm ca undeva
într-un termen cât mai scurt să înceapă lucrările și la acest obiectiv. De asemenea, vreau să vă informez că împreună cu operatorul care prestează activitatea de transport public local din Roman, am ajuns la un consens în ceea ce privește un nou traseu, introducerea unui nou traseu de transport public local, care să vizeze și cartierul Danubiana. Cel mai probabil în cursul zilei de azi vom supune dezbaterii publice acest nou traseu și ulterior, la o proximă ședință de Consiliul Local, să putem aproba acest nou traseu și să înceapă efectiv prestarea serviciului și în ceea ce privește cartierul Danubiana, care va cuprinde un traseu să aibă în plan și depozitul Profi de pe ocolitoare, fabrica de pâine, dar și mai multe străzi din cartierul Lipovenesc. În ceea ce privește activitatea de la Clubul Sportiv Municipal, în ceea ce privește zona de foișoare, am avut în săptămâna trecută 57 de închirieri, s-au încasat 2757 de lei. Sâmbătă au fost 20 de închirieri, 1081 de lei, iar duminică 24 de închirieri, 1116 lei. La activitatea de bazine la strand am avut săptămâna trecută 4078 de clienți, cu un total al încasărilor de 53.088 de lei. Sâmbătă, având în vedere condițiile meteo, numărul clienților a fost mai mic, 246, iar duminică am avut 1472 de clienți, cu încasări de 25.180 de lei. În zilele următoare se anunță temperaturi ridicate, sperăm ca activitatea să fie mai intensă, un număr cât mai mare de vizitatori să treagă pragul zonei de bazine. Considerăm noi că condițiile sunt foarte bune, foarte potrivite pentru a ne petrece timpul liber într-un mod plăcut. În ceea ce privește activitatea sportivă de la Clubul Sportiv, deși este o perioadă de vacanță, se lucrează în această perioadă la procedurile de înscriere a echipei de handbal feminin în divizia A. Sunt deja demarate discuții cu oficialii Federației Române de handbal, astfel încât, începând cu sezonul acesta 2019-2020, CSM Roman să poată participa cu această echipă. A fost semnat și protocolul cu secția de box, protocolul de colaborare și inclusiv contractul de activitate sportivă cu antrenorul de box. Deci iată că și cu această secție reușim să finalizăm, practic, în momentul de față, toate cele 7 discipline sportive la care Clubul Sportiv Municipal are secții. Am finalizat practic activitatea în totalitate și începând cu toamna acestui an putem începe pe toate fronturile aceste activități. Sunt în lucru și câteva turnee, se gândește un turneu al echipelor de fotbal în Roman, în luna august, iar în ceea ce privește ramura tenis, se poartă discuții pentru participarea la un turneu de tenis la Suceava, Cupa orașului Suceava, și de asemenea la not avem în discuție participarea la un concurs Cupa Dobrogei în perioada 10-11 august. De asemenea, începând din această săptămână, vor începe lucrările de turnare a zgurii pe pista de la stadion. Suntem în discuții cu firma care furnizează zgura, astfel încât, începând din această săptămână, să înceapă livrarea cantității de zgură necesară pentru amenajarea acestei piste. Și tot în legătură cu stadionul Moldova, vreau să vă informez faptul că săptămâna trecută
Am depus documentația la Compania Națională de Investiții pentru modernizarea stadionului Moldova. În momentul în care România și-a depus candidatura pentru a organiza campionatul european de fotbal, una din obligațiile asumate de Guvernul României a fost aceea de a moderniza sau de a construi 150 de stadioane în România. Noi sperăm ca și stadionul Moldova din Roman să fie introdus la finanțare. Îndeplinim toate cerințele și toate criteriile care ne-au fost solicitate și sperăm ca într-un termen cât mai scurt să primim informații legate de acest aspect. În ceea ce privește evenimentele pe care ne le propunem în această săptămână, mâine la ora 10 vom aplica un indicator în piațeta Ștefan cel Mare. Mâine se împlinesc 515 ani de la moartea lui Ștefan cel Mare și, așa cum ați observat încă de anul trecut, materializăm o hotărâre de Consiliul Local din anul 2009, prin care marcăm prin panouri informative aceste piațete care au fost denumite pe raza municipiului Roman. De asemenea, un alt eveniment la care de această dată primăria municipiului Roman este invitată să ia parte se referă la un vernisaj al expoziției muzeale dedicată Vioricăi Agarici. Miercuri de la ora 14 vom fi prezenți cu toții în piața Roman Vodă la statuie pentru a vedea acest vernisaj. Eu l-am văzut și la București când a fost lansat la Palata Parlamentului. Încă de astăzi va începe montajul acestor corturi și acestui tren comemorativ în piața Roman Vodă. De asemenea, vreau să le aduc la cunoștința romașcanilor care sunt plecați din țară sau sunt plecați prin țară sau care temporar lipsesc din Roman sau care doresc, sau celor care sunt în Roman și care doresc să vizioneze imagini din Roman. De săptămâna trecută avem montată a doua cameră disponibilă pe site-ul primăriei municipiului Roman, www.primariaroman.ro, din ștrandul Moldova, și în această săptămână așteptăm de la cel care găzduiește portalul web pentru aceste camere procedurile pentru a fi vizibilă și o cameră din parcul municipal, astfel încât pe pagina primăriei municipiului Roman puteți vedea imagini din cele trei locații de pe raza municipiului Roman. În încheiere, fac un apel ca prin intermediul dumneavoastră să transmitem un mesaj studenților care doresc să facă practică în administrația publică locală. Primăria municipiului Roman este deschisă pentru această activitate, însă aș vrea ca acest student să ia lucrurile foarte în serios și în momentul în care doresc să facă practică să fie pregătiți să și desfășoare activitate în cadrul primăriei municipiului Roman. Există disponibilitate din cadrul primăriei municipiului Roman de la mai mulți colegi. Chiar am purtat discuții și cu direcția de asistență socială și în special cu direcția de urbanism pentru a îndruma în specialitățile pe care ei și le-au ales și bineînțeles că după efectuarea stagiului de practică vor primi și adeverința care să ateste acest lucru. M-am și gândit la câteva activități pe care să le realizeze, în special cei care doresc să facă practică la urbanism. O să vedem în funcție de cât se prezintă să punctăm activitățile la care se pretează a le desfășura. Cam acestea au fost activitățile pe care eu mi-am propus să vi le aduc la cunoștință la
acest început de săptămână. Pe mai departe, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ați zis că la CNI există pe lista de sinteză pe locul 1 Casa Cerbudache. Această listă de sinteză nu este publică, deci oricând cei de la CNI... Eu chiar mă gândeam să vă rog pe dumneavoastră, reprezentanții mass media din Roman, să faceți o solicitare către Compania Națională de Investiții pentru a afla, pentru că, așa cum știți, această clădire a fost predată către Consiliul Județean. Discuțiile pe care le-am purtat chiar și în această dimineață cu reprezentanții Consiliului Județean mi-au comunicat că ei au predat și efectiv clădirea către Compania Națională de Investiții. Știți că una din obligațiile beneficiarilor este aceea ca pe perioada executării lucrărilor să predea clădirea către executant. Deci Consiliul Județean a predat această clădire către Compania Națională de Investiții în vederea efectuării lucrărilor. Acestea sunt informațiile pe care le-am primit telefonic dimineața de la Consiliul Județean. Extinderea de gaze naturale din cartierul Bărcescu și alte străzi pe care le aveți în vedere, cât la sută pune primăria, cât la sută compania? Undeva în jur de 15-20% pune compania de gaze, restul pune primăria. Doar atât? Doar atât. De ce? Pentru că ei fac niște calcule de eficiența acelor rețele și în baza acestor calcule s-a și semnat acordul tripartit, să spunem, primăria, compania de gaze și executantul lucrărilor. Zona este una ofertantă cu multe case, de e o zonă de case, tocmai i-a spus-o și dumneavoastră, nu e ofertantă deloc. Unde sunt întinderi mari. Avizele pentru Petru Rareș, spuneați că vreți să se termine cât mai repede, în așa fel încât să dă drumul la lucrări. De cine depinde practic? Păi de toți furnizorii de utilități. Telefonie, canalizare, apă, gaz, electricitate. Dar ei au obligat să răspundă în 30 zile, nu? Da. Dați seama dacă toți le lasă la final. În ultima perioadă, din cauza ploilor, a crescut vegetația uneori în mod inestetic în oraș și sunt oameni care nu înțeleg că în jurul blocurilor treaba nu este la primărie. Ați trimis angajați ai primăriei pe teren în așa fel încât măcar să îi avertizeze dacă nu să-i amendeze pe cei care au în administrare acestei spații? Păi era unul din punctele la care mă gândeam eu cu studenții să lucrăm, în sensul în care să trecem pe la asociațiile de proprietari și să le aducem la cunoștință faptul că obligația întreținerii spațiilor verzi stă în sarcina asociațiilor de proprietari. Vreau să vă spun că sunt și asociații de proprietari care au înțeles foarte bine acest lucru și au spații foarte frumos întreținute, dar sunt și asociații care, din păcate, nu au fost obișnuite să facă așa ceva. Până și... Până acum ați dat amendă? Nu. Vă dați seama, până la urmă, amenda pică tot pe sarcina proprietarilor. Corect, dar proprietarii care... Noi încercăm... Ei au ales doar președinții, administratorii au contract separat. Da, e important, știți cum aici e important cu toții să ne dăm mâna și noi, primărie și dumneavoastră, reprezentanții ai mass media, și să informăm pe romașcani care sunt obligațiile asociațiilor de proprietari și până la urmă fiecare să pună presiune pe asociațiile de proprietari pentru amenajarea spațiilor verzi. Sigur că și noi, primăria, sprijinim cu tot ce putem, dar trebuie să își mai facă treaba și asociațiile de proprietari. Și o ultimă întrebare legată de raportul Curții de Conturi, pentru că unul din punctele pe care l-a evidențat Curtea de Conturi a fost legat de CSM. Practic, am văzut că tot ce ați răspuns dumneavoastră la primele afirmații din raport au fost respinse toate cele da. Precizări pe care le-ați făcut. Urmează să acționăm în instanță acest raport, la fel cum ne judecăm și pe cel de anul trecut. Din punctul nostru de vedere, sunt anumite susțineri care nu sunt în conformitate cu realitatea. Eu cred că totul pleacă de la o interpretare eronată a reprezentanților Curții de Conturi.
s-a crezut în permanență că veniturile care se realizau de pe strand mergeau către finanțarea activității sportive. Ori noi am precizat, am arătat și documente care arătau foarte clar că sub nicio formă nu s-a pus problema finanțării activităților sportive din încasările de la club. Vom vedea în instanță ce se va decide. E doar... Să zicem că ați câștigat un proces, pentru că asta durează foarte mult. Da, știți ce se întâmplă? E o diferență de abordare pe care eu n-am înțeles-o. Deci mi s-a spus că dacă activitatea din strand ar fi fost gestionată de o altă direcție a primăriei, nu era nicio problemă. Dar așa că e de club, e o problemă. Păi nu înțeleg care e problema, că și clubul e tot o direcție în cadrul primăriei municipiului Roman, personalitate juridică. Adică dacă aș da la direcția de asistență socială să administreze strandul, care ar fi diferența? Asta am înțeles. Ceea ce voiam să întreb era, ați dat în judecată curtea de conturi și anul trecut, au mai fost procese. Da, și au fost câștigate, da. Și au fost câștigate. Bun, dacă tot primăriile, consiliile județene câștigă procese, de ce nu se fac lucrurile mai profi decât s-au făcut în trecut? Pentru că... Întrebați-i pe ei la curtea de conturi. Sunt niște procese care... aglomerează instanțele, care solicită juriștii, care tot așa... Întrebați-i pe ei la Curtea de Conturi. Noi, din discuțiile pe care le-am avut, cel puțin la nivelul AMR și noul președinte al Camerei de Conturi a venit cel puțin de două ori la întâlniri cu AMR-ul, chiar a transmis foarte clar că obiectivul Curții de Conturi este acela de coordonare, inclusiv încercarea de a veni în timpul exercițiului financiar pentru corectarea anumitor lucruri. Și cred că acesta este și rolul firesc. Deja foarte multe din metehnele vechii conduceri, să știți că au dispărut de la Curtea de Conturi. Vreau să vă spun că o decizie pe care au luat-o a fost aceea ca acolo unde au ei anumite suspiciuni să nu mai sesizeze parchetele, pentru că ni s-a dat o cifră statistică aferentă anului 2017, dacă nu mă înșel, sau 2016, din 500 de sesizări către parchete, doar 7 s-au finalizat cu trimitere în judecată. Ceea ce, vă dați seama, ridică anumite semne de îndoială în ceea ce privește obiectivitatea rapoartelor întocmite. Eu în continuare cred că instituția Curții de Conturi este necesară și trebuie să fie un partener al autorităților publice locale și să nu mai privească primăriile altfel decât ca un partener reciproc. Dacă reușiți să înfieți echipa de handbal în divizia A, aveți un buget alocat? Da, este deja alocat. Care este? 150.000 de lei. Vor fi cumpărate jucătoare? Nu, folosim din jucătoarele care și-au terminat junioratul la nivelul liceului program sportiv și în completare vom aduce probabil și câteva jucătoare de la centrul de excelență de la Iași, unde am înțeles că s-a desființat activitatea acestui centru de excelență, iar în completare vom folosi jucătoare cu dublă legitimare junioare de la liceul program sportiv. În legătură cu stadionul Moldova și cu renovarea pentru campionatul european, aveți un răspuns? Nu, abia a fost, 1 iulie a fost termenul de depunere a documentației, noi am trimis încă de vineri, pentru a fi sigur că e tot în regulă, am făcut și cadastrarea stadionului, extrasul de carte funciară, practic toată documentația care a fost solicitată a fost transmisă către... Și din punctul meu de vedere, dacă e să mă întrebați, cred că reabilitarea stadionului Moldova ar presupune un efort financiar mai redus față de alte stadioane, întrucât gazonul și întregul complex se prezintă în condiții destul de bune. Probleme sunt în ceea ce privește, să spunem, zona de suporteri. Proiectul standard pentru reabilitarea acestor stadioane constau în amenajarea unei nocturne și realizarea a 5.000 de locuri pentru suporteri. Completarea de voi puse de ați recuperat acele sume.
sume de bani pe care telecomul susține că i-a încasat ilegal 41 de euro salariați? Nu, în momentul de față doar am întrerupt acordarea sporului, am dat dispoziție pentru recuperarea acestor sume de bani în termen de 3 ani, astfel încât să nu fie o povară deosebită pentru cei care le-au încasat. În același timp, însă, vreau să vă informez că am acționat și în instanță și din acest punct de vedere. Păi, scuzați-mă, interpel, dacă ați acționat în instanță, de ce trebuie să... Nu suspend, nu. Exact. Da. Știu că recent ați avut o întâlnire cu cei de la conducerea Arhiepiscopiei Armeniei. Știți ceva de soarta fostului tribal copiilor? Da. Inițial au dorit să obțină finanțare prin intermediul Ministerului Culturii. S-a abandonat această idee și se dorește ca reabilitarea să se facă din surse proprii, ceea ce înseamnă că ei își doresc să ia legătura cu un proiectant și practic să sară acea etapă a studiului de fezabilitate și să treacă direct la proiectul în sine de reabilitare a clădirii, obținerea vizelor și ulterior din fonduri proprii să reabiliteze această clădire. Ce a rămas? În momentul de față a rămas că îi pun eu în contact cu un proiectant în vederea realizării proiectului. Dar ei ce vor să obțină profit de pe urma acestui? Reprezintă o cheltuială destul de semnificativă reabilitarea acestei clădiri și, bineînțeles, iau în calcul inclusiv închirierea unei părți din această clădire. Și atunci... Cât datorează Arhiepiscopia pe această clădire ca și impozit? Zero. Dar n-ați aplicat taxa aia pe lui? E zero, domn. Cultele nu plătesc impozit. Ah, scuzați-mă, da. Nu spuneți-mi, reînființarea acestei echipe de handball nu înseamnă faptul că v-ați dat seama că a fost o decizie greșită aceea? Sub nicio formă, pentru că dacă nu o retrăgeam atunci din campionat, anul ăsta sigur nu mai aveam resursele financiare să o mai ținem. Deci primăriile, și cred că observați că e o problemă general valabilă în toată țara, primăriile în ultimii 2 ani au pierdut foarte mari sume de bani de la buget. Practic, prin deciziile luate de guvernele PSD în trecut, primăriile au fost văduvite de sume importante, sume majore de bani și, dacă vreți, v-am comunicat de mai multe ori. Pentru anul trecut am pierdut circa 7,6 milioane de lei noi, 76 de miliarde de lei vechi, iar în acest an circa 60 de miliarde de lei vechi, 6 milioane de lei. Deci, sumele de bani, e clar că nu mai sunt suficiente și dacă continuă în ritmul ăsta cu deciziile la nivel guvernamental, în curând nu vom mai avea bani nici de utilități și uitați-vă un pic ce se întâmplă peste tot în țară. Deci, deși dură decizia și tristă, ea a fost necesară și până la urmă trebuie să ne asumăm și astfel de lucruri. Bineînțeles, noi dorim continuarea sportului. Vreau să vă spun că în momentul de față peste 300 de copii sunt angrenați în diversele secții sportive ale Clubului Sportiv Municipal. Obiceiul să organizeze o serie de cluburi de vacanță. V-ați propus și anul acesta organizarea unui club de vacanță? Păi, eu zic că în momentul de față, prin activitățile ONG-urilor de pe raza municipiului Roman, pe care noi le sprijinim financiar de la bugetul local, sunt suficiente activități care se desfășoară. Bineînțeles, avem și cele consacrate prin intermediul bibliotecii municipale și care își vor continua activitatea și, de asemenea, mai gândim și proiecte noi. La trecerea în pasajul spre piață, acolo, există o conductă, sau exista, mai corect spus, o conductă spartă în acel pasaj. Spuneți-mi, atributul cui este a proprietarilor apartamentelor deasupra, se repare sau deasupra? Depinde ce natură are acea conductă. Dacă este până la apometru
este obligația apa SERV, dacă este după apometru, este obligația... Dacă e de canalizare, la fel. Branșamentul central până la branșamentul stradal este al apa SERV-ului. Ce înseamnă la branșamentul stradal către proprietari este problema proprietarilor și obligația proprietarilor. Având în vedere că sunteți acolo un disconfort și în condiții de igienă, puteți interveni și dumneavoastră, dar eu nu mai știu că am văzut... Păi eu vă spun că eu trec aproape zilnic prin pietonal și n-am văzut nicio problemă. Pietonal este pasajul... Gang, da. Da, gang. Eu vă zic acum 3-4 zile era o conductă spartă acolo și... Nu am această informație. Eu știu că la noi de două ori pe săptămână se spală toate gangurile din oraș. Chiar nu am primit această informație. O să vă rog să verificați, că nu mai știu. Am să verific. Am trecut acolo 4 zile de acolo. Cum stați cu reparațiile pentru la școli. Și ce reparații majore și la care? Nu, sunt intervenții minore în acest an. Câte o sală de clasă pe aici, pe acolo. Din ce fonduri se realizează? Din bugetul primăriei. Unde e pațita care ceva ce mare? Este cea de la TikTok. Ceva ce mare aia se numește. Da. Dacă e tot dat. Da, nu, la termen. Deci, mă bucur că ați adus în discuție acest subiect și trebuie clarificat foarte bine acest aspect. Dezinsecția publică care se face se adresează spațiilor publice, însă aceasta trebuie completată cu dezinsecții individuale, la nivelul fiecărui subsol de bloc, la nivelul scărilor și așa mai departe. Pentru că nu e suficient doar cea aereană. Sigur că noi avem programate 3 astfel de dezinsecții, la fel ca în fiecare an. Va mai urma una cel mai probabil în luna august și una în luna septembrie. Și astea individuale cu... Păi spun că asociația trebuie să... Păi e obligația proprietarilor. Dar au și ei... Deci au trebuit să chemi funcționarul. Da, bineînțeles, asta există. Dar la nivelul blocurilor, la nivel individual, nici nu trebuie autorizat. Poate să chemi pe oricine. Și trei. Zic și eu așa, în ștran, parcările din ștran, trebuie puțin reglementate, cam în genul cum sunt astea la acolo, pentru că foarte mare aglomerație, omul nu mai ajunge să-și parcheze mașina și le parchează pe trotuar așa. Acolo deja... Să fie o limită, măi, nu mai e loc, nu mai e. Deci limită. Acolo deja am gândit un sistem împreună cu colegii mei. Vom monta din aceste jardiniere, să spunem, din beton, vom planta flori și le vom pune la marginea alimentului străzii, astfel încât trotuarul să fie dedicat exclusiv... Dar asta nu fiu un moment, adică nu mai e loc, deci e clar, nu mai e. Locuri sunt, dar e și acea comunitate, pentru că locuri în partea cealaltă spre gard sunt acolo, da? E distanța prea mare. Deci vom lua măsuri din acest punct de vedere. Sunt deja pregătite, așteptăm să le plantăm. O completare întreba Marc și mă fac purtătorul. Ce se întâmplă cu ciorile? Iar s-au înmulțit excesiv. Au venit ceva? În alții ani se luau măsuri. Am luat măsuri și în acest an. Practic, primăvara, în perioada de depunere a ouălor, noi le-am distrus cuiburile. Dar e o acțiune care e făcută sistematic, nu e de ajuns doar o singură dată. Se cunoaște că sunt foarte multe. Sunt. În alții ani, nu. Da, erau la fel. Ce răspuns ați primit de la CFR privind obligația de a-și igieniza spațiile acestea verzi? N-am primit niciun răspuns. Și puteți acționa cumva să determinați... Unde sunt zone publice, putem, dar iarăși e aceeași discuție. Tot ceea ce înseamnă instituții publice centrale nu plătesc impozite pe raza Romanului, așa că... E vorba de parcul acela de... Știu, dar e proprietatea CFR-ului, asta vă explic. Intervine la acest subiect, aseară
cetățenii, chiar și țiganul de TV-ul liberat. Da. Același lucru se plâng, sunt burieni... Da, știu, acolo, acolo deja suntem în contractare cu o firmă care să facă cosirea cu un utilaj, inclusiv strada TV-ului este prinsă. Sunt burieni atât de înalte, sunt copii care trec calea ferată pe scurtătură, nu se mai duc la barieră și oricând chiar... Deci ce înseamnă la limita străzii va face primăria, restul mai departe, în zona liniilor, e obligația CFR-ului. Deci primăria va interveni. Dacă puteți, vă rog, să clarificați, care era parcarea de pe cealaltă, eu nu am înțeles exact. Deci, s-a asfaltat parcarea de vis-a-vis de poliție și mai este una în lateral. Cea din intersecție? Din intersecție, da. Da. Ori? Nu, deci nu cea din intersecție, este cea din fața părculețului. Din lateralul părculețului, da? Și cea din intersecție nu va fi parcare bună? Nu. Deci aia este deja turnat covorul asfaltic, urmează doar marcarea. Da. Dar ea este deja turnată, e făcută. Vă întreb pentru că s-a ajuns la un gradul de resimțire care se parchează până la linia care delimitează sensurile. Deci din momentul în care terminăm de turnat și acea parcare, intrăm la marcaj pe toată zona. O întrebare, nu știu dacă ține de primărie, dar trebuie să întreb. Există, dacă nu ne știu, o hotărâre de Consiliul Local legată de automobilele abandonate? Există o gândire, însă, din păcate, la nivelul Romanului, din analizele pe care le-am făcut, nu ar fi rentabil un serviciu de ridicare a acestor mașini, întrucât costurile cu o astfel de platformă sunt destul de ridicate, costurile cu amenajarea unei zone păzite de asemenea sunt foarte ridicate, presupune angajări de personal și așa mai departe, iar numărul acestor mașini abandonate nu este chiar atât de mare care să justifice și care să acopere aceste costuri. Vă întreb pentru că sunt într-adevăr în Roman câteva mașini pe care au început să crească bălării, dar la intrare în oraș. Și da. E vorba de acel tir, cu numere de Italia. E de 2 ani acolo. Vă cred. Intră în asfalt. Vă cred, da. Nu acolo dacă... Da. Nu era regulament varianta în care amendați proprietarii? Păi deci și de unde să iau? Numere de Italia? Noi am încercat să luăm legătura. Păi mai stă. Amendele da. Cu poștă, mă gândesc că așa s-ar putea face și în sens invers, nu? Păi da. E aceeași cooperare. Teoretic, da. Niște euro la primărie n-ar striga. Întrebase cineva, dacă am înțeles bine, am postat inclusiv aplicația pentru Roman, dar n-am văzut-o. Dacă se poate face un picnic în ștrand, folosind spațiul verde? E exclus, sub nicio formă. Suntem singura țară din Europa care pare încă semnul acum, nu călcați pe iarbă. Nu, plecați de la premiza că și România s-a aliniat legislației europene care interzice amenajarea și focul în aer liber, picnic și așa. Vorbim de un picnic, un coșul. Da. Noi am mai organizat, știți foarte bine că pe parcursul anilor trecuți vom organiza și în acest an, dar când este organizat de primărie este una, așa individual nu se poate. Câteva comentarii pe noul cod administrativ. Vă avantajează, nu vă avantajează, s-au modificat? Eu aștept în primul rând publicarea în monitor oficial pentru a vedea forma finală și abia după aceea vreau să mă pronunț. Sunt câteva lucruri pe care noi le-am cerut în mod imperios la nivelul Asociației Municipiilor din România. O problemă majoră o reprezintă atestarea patrimoniului pentru că în momentul de față durează foarte mult obținerea unei hotărâri de guvern și știți foarte bine că avem proiecte cu finanțare europeană și avem nevoie de aceste hotărâri de guvern pentru că altfel ne pun în pericol finanțările europene. Deci e un lucru pe care îl urmăresc și chiar am discutat cu colegii mei de la juridic în momentul în care apare forma finală să urmărim acest aspect și iarăși un lucru foarte important. Mă interesează partea de cadastru, pentru că până acum știți foarte bine, exista acea procedură de întabulare pe o perioadă de 3 ani, o întabulare provizorie,
care este destul de restrictivă. Și din acest punct de vedere, în mod normal ar trebui constituită o comisie la nivelul Ministerului Dezvoltării. Noi trimitem documentația acolo și în termen de 30 de zile trebuie să ne dea un răspuns final. În funcție de răspunsul acelei comisii, noi putem face cadastrarea mult, mult mai repede. Sunt două aspecte care mă interesează în mod direct. Restul, mai departe, ce pot să vă spun despre... Sunt și lucruri pozitive și lucruri negative în acest cod. Partea bună este că în acest cod se reunesc peste 17 legi. Încercăm să avem o legislație cât mai uniformă și cred că asta și-a propus și codul administrativ, iar anumite anomalii sau lucruri se mai pot schimba și la nivelul Parlamentului când această ordonanță de urgență ajunge pentru dezbatere. Iar ce referitoare la aici nu, eu nu vreau să vă, nu vreau să mă pronunț pe acest aspect, întrucât s-ar putea spune că sunt un beneficiar direct al acestei prevederi și de aceea nu vreau să comentez pe acest aspect. Eu vreau să vă spun un lucru. Primarii nu au solicitat în mod expres pensii speciale. Din contră, dacă mă întrebați pe mine personal, sunt adeptul eliminării tuturor pensiilor speciale, pentru că trebuie să primeze principiul contributivității. Ceea ce am cerut noi primarii și mențin în continuare acest lucru era acordarea, să spunem, a unui, cum erau grupele de muncă înainte, la 4 ani de mandat, să îți dea reduceri la vârsta de pensionare cu un an. Pentru că e clar că uzura unui primar este destul de mare, dar până la urmă știți cum, aici azi s-a aprobat codul acesta administrativ și au acordat pensiile speciale, mâine se poate da o lege și dispar toate aceste privilegii. Personal sunt și foarte departe de vârsta de pensionare, deci chiar nu mă preocupă acest aspect în momentul de față. Aici sunt plușare și locale? Nu, se referă doar la primar, viceprimar, președinți de Consiliul Județean și vicepreședinți de Consiliul Județean. O ultimă întrebare, dacă mai aveți. Vă rog, da. O ultimă întrebare și ați spus mai devreme, ați vorbit de lucrările calitativ bune, de până la ultima oară când am văzut ceva prezentat în presa locală, a fost că bucăți întregi de lucrări se puteau lua cu mâna și pleca cu ele acasă. Eu cred că nu era din zona la care se lucrează acum. Dacă mergeți în momentul de față, intrarea în pietonal dinspre Banc Post, dar pe parter 2, deci pe partea de etaj, o să vedeți că deja s-a început montarea granitului. O problemă este într-adevăr în partea de jos a pietonalului. Acolo constructorul va înlocui pe cheltuiala proprie toate acele bucăți de granit. Problema cea mai mare va fi dată de traficul rutier greu care se desfășoară în acea zonă. Noi vom impune niște restricții de tonaj astfel încât acel granit să nu cedeze. Da. Pe Facebook săptămâna trecută a avut o discuție cu mai mult sau mai așa referitor la situația din asociațiile de proprietari. A fost trimis un film potrivit căruia arată parcă primarul ar fi dispus un control asupra asociațiilor, pentru că se plâng, mai ales la... Era la Petroșan, dacă mi-aduc eu bine aminte. Locurile astea multietajate sunt mari, mari nereguli. Noi avem în primărie un compartiment de îndrumare a asociațiilor de proprietari și sigur că putem realiza și controle la aceste asociații. Însă, ce vreau să vă spun este că avem asociații de proprietari care refuză efectiv să aducă actele spre verificare. Pârghii la primărie nu există. Singura instituție abilitată să obțină actele, inclusiv cu forța, este Poliția Națională, parchetul și așa mai departe. De aceea eu le spun romașcanilor că în condițiile în care au suspiciuni în ceea ce privește activitatea din cadrul asociațiilor de proprietari, să adreseze organelor abilitate
pentru a realiza aceste cercetări. Încă o dată vă spun și vă transmit și prin intermediul dumneavoastră. Asociațiile de proprietari sunt ale proprietarilor, președinții sunt aleși de către proprietari, trebuie și proprietarii să se implice, să participe la aceste adunări generale pentru a spune punctul de vedere și pentru a-și alege așa cum trebuie președinții. Tot ce pot să vă spun de asemenea este că noi gândim în momentul de față un concurs de reatestare a administratorilor. Practic este singurul atribut legal pe care îl are primăria și chiar am rugat colegii mei de la Direcția Juridică și Administrație Publică să pregătească acest concurs, astfel încât undeva în toamnă să aibă loc pentru obținerea atestatului. Și de asemenea, mai spun un lucru. Fiecare persoană care dorește să devină administrator de imobil este liberă să se înscrie la acest concurs, poate dobândi acest atestat și pe baza atestatului de administrator de imobile își poate găsi un loc de muncă la o asociație de proprietari. Administratorii care vor rămâne fără atestate nu vor mai putea să desfășoare această activitate. Deci despre proiect. Nu, așteptăm, era vorba de mutarea unor sume de bani, circa 56 de milioane de euro, care trebuiau mutate de pe reabilitarea termică a blocurilor către clădirile publice. Din păcate nu s-a ajuns la o concluzie finală din acest punct de vedere. Vreau să vă mai spun că termenele pentru proiectele europene, din punctul meu de vedere, sunt foarte, foarte avansate, în sensul în care e foarte greu de atras marile sume de bani pentru proiectele majore de investiții. De exemplu, pe proiectele mari de investiție, de infrastructură, nu s-a tras până acum aproape niciun leu și e greu de crezut, dacă în ăștia 5 ani cât au trecut de la deschiderea exercițiului financiar nu s-au tras bani, mai avem încă un an jumate și din dumneavoastră știți foarte bine că din momentul în care gândești un proiect și până îl pui în practică și până îl finalizezi, trec foarte mulți ani. Recomandarea mea și prin discuțiile pe care le-am mai avut la Asociația Municipiilor din România cu reprezentanții guvernului, cu cei care se ocupă de fondurile europene, a fost aceea de a muta bani de pe proiectele majore de investiții în infrastructură către zonele unde s-au depus deja foarte multe proiecte. Și vă dau exemplu pe școli profesionale, unde depunerile de proiecte sunt undeva aproape de 1000%, adică sunt foarte multe proiecte depuse pe axe unde au finanțat deficitar din punctul meu de vedere. Pe școli, de asemenea, s-a ajuns undeva la 800%. Deci, practic, sunt proiecte pe care primăriile le-au pregătite și sunt capabile să gestioneze aceste sume. Pe axa 13, de asemenea, avem foarte multe proiecte depuse, undeva în jur de 400%, deci se pot suplimenta aceste axe, astfel încât primăriile să poată să tragă acești bani europeni. Vă mulțumesc, o zi bună! Mulțumesc.